Salutare, lume bună și frumoasă! În sfârșit mă întorc cu un clip cu cărți! Yes! Așa, avem clip cu cărți astăzi și avem retrospectiva lecturilor din octombrie și noiembrie. Pentru că pentru luna octombrie nu am făcut un astfel de clip, fiindcă nu am citit foarte multe, iar pentru noiembrie am citit și multe din cărțile pe care le-am citit sunt audiobook-uri. În total am parcurs 10 cărți sau am încercat să parcurg 10 cărți sau adunat sau, mă rog, una dintre ele nici nu știu dacă este carte, nu poate fi numită. E trecută ca și carte, ca carte pe Voxa, dar nu e carte efectiv și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Am 4 fizic în mână. Dar în total sunt 10 sau 9 cărți și încă ceva prin care am trecut. Așa, deci luna octombrie a fost destul de searbă în ceea ce privește cărțile. Am avut iarăși așa un reading slam, nu prea am avut chef, nu prea am avut timp, nu prea am fost inspirată, nu prea mi-au ieșit lecturile. Pe final de octombrie am început să accelerez puțin pentru că mi-am dat seama că băi, n-am citit nimic ca lumea și au venit audiobook-urile astea și după aia am dat din carte bună în carte bună, am avut și un mic sughiță așa, care, mă rog, poate fi evitat și uitat, dar în rest, da, a fost o perioadă, să zicem, sau cel puțin luna noiembrie, a fost o lună foarte productivă în ceea ce privește cărțile. Nu am ajuns la cele două cărți de la Book Club, nu le-am terminat, O lume fără bărbați și Acolo unde sângele îngheață, nu am reușit să ajung la ele. Asta aviz fetelor de la Book Club care știu că se uită și mă întreabă, nu, nici la ele n-am ajuns, pentru că mi-au furat ochii alte cărți și o să vorbim despre ele. Și o să încep fix cu cartea care nu e carte, care e chestie de ascultat. Este, de fapt, o serie de episoade, nu știu ce am vrut să zic acolo, episoade dintr-o emisiune cu Pleșu și Liceanu, care a fost pe TVR1 prin 2011 la un moment dat. O găsiți pe Voxa, toată seria asta. Se numește 50 de minute cu Pleșu și cu Liceanu. Și este a fost o emisiune care, din păcate, la vremea respectivă n-a prins. Cred că acum, dacă s-ar apuca să facă din nou emisiunea asta, s-ar putea să prindă puțin mai bine decât în 2011, dar nici acum nu sunt foarte sigură că o să aibă mare succes. Știu că sunt multe printre voi care au ascultat seria asta și care citesc și pe Pleșu și pe Liceanu. Eu îi admir foarte mult, știți deja, pe amândoi. Consider că fiind unii din puținii intelectuali pe care îi mai avem în România și de la care chiar avem ce să ascultăm și să învățăm. Și episoadele astea sunt foarte frumoase din două perspective. Una din perspectiva culturală, că te învață, înveți diverse lucruri. În fiecare episod din această emisiune, ei discutau pe un anumit subiect. Despre iubire, despre credință, despre... sunt foarte multe aspecte morale sau mai puțin morale pe care le dezbat în episoadele astea, de aia vă recomand să le... Și sunt niște discuții foarte umane și foarte naturale. În general, lumea când se gândește la Pleșu și la Liceanu, se gândește la un limbaj din ăsta de lemn, cum eram noi învățați în școală, de exemplu, că ni se spunea că ar folosi intelectualii, știți? Sau cel puțin asta e impresia pe care o am eu când deschid subiectul Pleșu și Liceanu. În general, oamenii se gândesc la ei ca fiind niște oameni din ăștia care sunt extrem de culți, extrem de cunoscuți, extrem de atotștiutori, care vorbesc într-un limbaj imposibil și de aia lumea nici nu prea-i bagă în seamă. Și e adevărat, sunt niște oameni care au foarte multe cunoștințe, sunt foarte educați, sunt foarte bine pregătiți, mai ales pe domeniile lor, dar limbajul este foarte accesibil, adică să nu vă sperie dacă vreodată v-ați gândit că, mamă, dacă l-ascult pe Pleșu nu o să înțeleg nimic din ce zice pentru că e prea deștept pentru mine. Nu, nu e cazul. Din contră, cred că este un om chiar foarte interesant și în această emisiune, în aceste episoade, puteți vedea un pic o diferență între Pleșu și din Licea, nu? Ei fiind prieteni foarte buni de altfel, puteți vedea o diferență atât dintre personalitățile lor, cât și din modul de abordare pe care îl au
fiecare cu privire la anumite subiecte. Și sunt momente, chiar în cadrul emisiunii, în care se contrazic și nu se înțeleg, adică nu pot cădea de acord pe un subiect. Fiecare are viziunea lui și crede că viziunea lui cumva este îndreptățită sau mai bună, dar știți cum merg pe principiul ăla, agree to disagree, știți? Și reușesc să dezbată într-un mod foarte civilizat și foarte frumos anumite subiecte, chiar și subiecte din astea religioase, foarte importante, într-un mod foarte civilizat, foarte uman, foarte plăcut. Și mă gândesc că genul ăsta de discuții ar trebui aduse în prim plan, pentru că i-ar face pe oameni să înțeleagă că putem avea viziuni diferite, putem gândi diferit despre același subiect și cu toate astea să coexistăm. Adică eu cred că la nivel de exemplu, astfel de persoane și de personaje sunt foarte importante și că ar trebui promovate mai mult. Și de aia recomandarea mea este să încercați să-i ascultați. Again, limbajul este foarte frumos, foarte simplu. Și un alt aspect care mi-a plăcut foarte, foarte tare este că mai ales Pleșu are un umor negru absolut fantastic. Viziunea în general despre Pleșu este că este acel om foarte bățos așa și foarte sever și foarte, cum să zic eu, puțin constipat intelectual, cum ar zice unii, și că el nu glumește, pentru că iarăși în mintea multora, ideea de intelectualitate este că nu glumești. Din contră, oamenii foarte inteligenți, și v-am mai zis-o de multe ori, oamenii foarte inteligenți și foarte culți și deschiși și așa, sunt niște oameni care glumesc. Și în general, glumele bune sunt făcute de oamenii deștepți, nu de promovatorii de manele. Da, mă rog, ăla e alt subiect. Și da, vă recomand să ascultați seria asta. O găsiți și pe YouTube, by the way. Este și pe Voxa. Eu am ascultat-o pe Voxa pentru că, da, mi-a fost mai simplu. Dar o găsiți și pe YouTube și este foarte accesibilă și foarte plăcută și te face să vezi foarte, foarte multe lucruri dintr-o perspectivă diferită și este bine chestia asta, pentru că îți deschide mintea și până la urma urmei ăsta este scopul. Știu că Pleșu la un moment dat, săracu, a devenit viral pe TikTok fără voia lui cu discursul ăla despre prostie, dar care este foarte actual de altfel, dar trecând puțin de acea crustă care s-a format pe TikTok cu imaginea lui, merită să-i ascultați pe amândoi pentru că sunt foarte, foarte simpatici de altfel ambii. Apoi, una din cărțile care a fost propusă la Book Club-ul meu și pe care am reușit să o citesc și era cumva și pe lista mea de to read, pe, nu neapărat pe anul ăsta, dar cândva, fiindcă este un clasic al literaturii, este o carte care a câștigat premiul Pulitzer la un an sau doi după ce a fost lansată și este o carte foarte, foarte populară, de care am auzit foarte multe la foarte multe persoane, și este vorba despre Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee. O carte care din perspectiva mea are un hype puțin mai mare decât cred că merită. Nu este o carte rea, nu mă înțelegeți greșit. Mi-a plăcut în oarecare măsură, m-am identificat foarte mult cu personajul feminin principal într-o oarecare perioadă, mai ales în perioada aia că ei când era băiețoasă, când se... când nu voia să fie feminină, când nu voia să fie fetiță, nu voia așa. Am avut și o perioadă aia a mea, v-am povestit despre ea și m-am identificat foarte mult cu ea. Aventurile ei, între noi fie vorba, aventurile ei, să știți că mi se par bănăluțe, adică noi, eu și prietenii mei de la vârsta respectivă, făceam niște chestii mai crunte și erau aventuri mai palpitante decât ce făcea ea și îi se părea ei că așa, iar jocurile noastre, bine, și acțiunea este undeva după al doilea război mondial și trebuie să înțelegem și aspectul ăsta, dar da, înțeleg oarecum hype-ul cu această carte pe fondul ideilor pe care încearcă să le transmită, ideilor cu
egalitate, cu non-discriminarea de rasă sau de apartenență sau non-discriminarea religioasă. Înțeleg toate aspectele astea, dar cumva toate subiectele astea pentru mine sunt atât de resuflate în punctul ăsta, când constant se vorbește de egalitate, constant se vorbește de non-discriminare, constant se vorbește de așa, încât cumva cărțile de genul ăsta au început să-și piardă din farmec, din păcate. Nu e o carte rea, este o carte frumoasă, chiar plăcută de citit, dar pentru mine subiectele în sine, acțiunea în sine, au devenit răsuflate, adică prea am tocat subiectul ăsta al non-discriminării și a raselor și a hai să nu mai judecăm oamenii după culoare, după religie, după ce au ei, încât mă obosește, știți? Când dau de cărțile astea, mă obosește. Poate că dacă citeam cartea asta acum câțiva ani, nu știu, acum vreo 10 ani, poate mi-ar fi plăcut mult mai mult decât acum, dar da, ăsta i-am dat 3 stele că mi se pare ok. O carte pe care, un thriller de care am dat pe Voxa inițial, cred că l-am văzut la Ștefania, la Ildico, la una din fetele astea, nu mai știu la care l-am văzut, așa. Am văzut ăsta, thrillerul ăsta și după aceea l-am dat de el pe Voxa, mi-am cumpărat și cartea, că am vrut să o am fizic și să o citesc fizic și mi-am dat seama că, băi, e bună. Nu e rea deloc și mă bucur că am cumpărat cartea. Este Crimele de la internat de Lucinda Riley. Este o carte care a fost publicată după moartea autoarei de către fiul acesteia. Dacă citiți introducerea, cuvântul înainte, o să aflați un pic din povestea cărții astea. Lucinda Riley a scris o serie de vreo 7 cărți care este, din ce am înțeles eu, foarte populară și chiar mi-a atras atenția și o să încerc să ajung la seria aia. Dar ea, în timpul vieții, a publicat acea serie, a scris cartea asta, dar n-a mai publicat-o și n-a mai editat-o, iar fiul ei zice că ar fi publicat-o în variantă needitată, așa cum a scris-o autoarea. În această carte avem un internat la care sunt mai mulți adolescenți înscriși, printre care unii mai bogați, unii cu probleme acasă, unii cu părinți care se ceartă, nu se înțeleg și așa mai departe. Și întâmplarea face că unul dintre ei ajunge să moară. Inițial se crede din cauza unei alergii la aspirină. Și acum se pune problema cine i-a dat aspirina, pentru că se știa că el are alergie la aspirină și ce s-a întâmplat și începe o întreagă investigație, ajunge la un moment dat să te tăvălească așa acțiunea și să te bage să ai impresia că unul din copii a făcut treaba asta, ba chiar el se declară vinovat, deși vedem după aceea ce se întâmplă cu el. Mi-a plăcut destul de mult cartea, mi s-a părut destul de interesantă și partea bună a fost că nu a avut foarte multe momente din astea de așa, sunt și niște povești secundare acolo care ajung să fie aflate și de fapt aflăm care este motivul real al crimei, că este vorba de o crimă, la final. Și da, mi s-a părut că s-a legat foarte frumos. N-a fost neapărat un thriller din ăla care să mă țină cu sufletul la gură, care să nu mai pot. Am și unul din ăla, dar mi-a plăcut cum a fost scrisă. Este iarăși un soft thriller, ca să spunem așa, tot în genul camerista, dacă este să zicem așa, puțin cu mai multă acțiune decât în camerista, puțin mai multă acțiune aici, puțin mai multe personaje, puțin mai mult thriller, ca așa, puțin mai multă parte polițistă, ca să spunem așa, de investigație, dar foarte interesantă. Avem o detectivă aici care asta n-am înțeles. De ce, care a fost rostul să mă bagi în povestea personală a detectivului, a tipei care este detectiv, când la final nu a contribuit cu nimic povestea ei? Adică asta a fost singura chestie pe care n-am înțeles-o. Adică n-am înțeles de ce a trebuit să știu eu de divorțul ei, de problemele ei, de faptul că nu-i mergea încălzirea în casă și așa mai departe. Adică n-am înțeles chestiile astea. Da, mă rog, am trecut peste. Ăsta i-am dat 4 steluțe. Apoi, un thriller la care, la fel, abia așteptam să ajung. Am auzit de el de la Ildico, bineînțeles, și abia așteptam să ajung la cartea asta. Chiar mi-am propus de când am cumpărat-o, v-am arătat în book haul-ul trecut, că
Am luat cartea asta și abia așteptam să ajung la ea și uite că am ajuns. Este vorba despre Falling în picaj de T.J. Newman. T.J. Newman, o tipă care a fost însoțitoare de bord. Îl avem ca personaj principal pe Bill, care este pilot de avion și el își lasă într-un moment relativ sensibil familia ca să zboare. Îi se cere să zboară cu un avion, acel avion ajunge să fie deturnat într-o manieră destul de dubioasă, într-o manieră destul de ciudată. În primul rând că îi se ține familia ostatică, are o soție și doi copii, unul dintre ei fiind mici, și se ține familia ostatică și el este obligat să deturneze avionul și de aici apar tot felul de probleme pentru că încearcă cumva să scape și încearcă în același timp să nu prăbușească avionul cum îi se cere și în același timp să-și salveze familia pentru că teroriștii i-au dat de ales, adică ori îți omori familia, alege, tu alegi. Îți omori familia sau prăbușești avionul? Una din două. Una din două. Și el încearcă, bineînțeles, să găsească o soluție știind că în avion sunt alți teroriști care îl pot urmări și încearcă să salveze și familia și să salveze și pasagerii avionului și se întâmplă destul de multe lucruri interesante. Nu știu, acum, dacă în cazul în care s-a întâmplat treaba asta într-o situație reală, într-un avion, dacă chiar așa s-ar acționa, dar oricum, acțiunea a fost foarte frumoasă, mi-a plăcut că a curs foarte repede cartea, nu a avut momente din alea așa în care să te plictisească, să stea, să nu știu ce, să te enerveze, bai, la un moment dat chiar eram curioasă, zic, mamă, ce face acum, ce face în paginile următoare, reușește să ia capsula, reușește să, că sunt acolo niște capsule cu o travă, sunt niște lucruri care se întâmplă și chiar eram curioasă și mi-a plăcut asta, m-a ținut puțin în tensiune, nu foarte tare, dar m-a ținut puțin în tensiune, puțin mai mult decât Crimele de la Institut, chiar un pic mai bine, așa că i-am dat 5 stele pentru că mi-a plăcut tare și mulțumesc Ildico pentru recomandare, pentru că e foarte, foarte bună. Apoi, o carte la care tot așa vroiam să ajung, pentru că este un clasic de care am auzit nenumărate lucruri și am vrut să ajung și eu la această carte, să o bifez de pe lista mea și să scap de o grijă și a fost Portretul lui Dorian Gray. Este un clasic pe care eu personal nu mă așteptam să-l plac absolut deloc. Nu mă așteptam de asemenea nici să nu știu, să mă dea pe spate, de-aia m-am bucurat că l-am găsit pe Voxa, că v-am zis eu, dacă aș găsi mai mulți clasici pe Voxa ar fi minunat pentru că aș trece mult mai repede prin ei, dar culmea este că mi-a plăcut pentru că dezbate foarte intens ideea de moralitate și în același timp cumva, vă dați seama, cartea asta e scrisă pe la 1800 30 și ceva, 40, cam așa, cam pe atunci ai scrisă. Și încă de atunci se pune problema ideii ăsteia că un om expiră când nu mai e tânăr. Știți? Că un om când gata nu mai e tânăr și nu mai e frumos, gata, s-a dus cu el, nu mai e bun de nimic, nu mai a expirat, nu mai merită să-i acorzi atenția. Și foarte interesant cum se pune problema în această carte, pe subiectul ăsta, pe lângă asta este vorba de ideea de moralitate și cum vezi tu lucrurile și cum acționezi, crezând că acționezi moral, crezând că acțiunile tale sunt morale sau, iarăși, faptul că ai ceva care te salvează, cumva scuză că acțiunile tale nu sunt morale, nu sunt tocmai cele mai ok. Și da, foarte interesantă carte de altfel, pentru cine nu știe, îl avem pe Dorian Gray, care este un tânăr foarte frumos, sublim, așa, foarte naiv în anii lui de tinerețe, căruia un pictor îi pictează un tablou și îl face atât de frumos și îl pictează atât de bine, încât Dorian Gray devine gelos pe acel tablou și își dorește cumva ca el, omul Dorian Gray, să nu îmbătrânească niciodată și din contră să îmbătrânească tabloul, ca tabloul să vină
să devină bătrân și urât și el să rămână tânăr. Și nu uite că îi se împlinește dorința. Deci vorbim aici iarăși despre vanitate și vanitate dusă la extrem. Și îi se împlinește dorința și pe parcursul vieții lui Dorian Gray face tot felul de lucruri care, tehnic vorbind, și-ar pune amprenta asupra fizicului lui, dar el rămâne tânăr. Și este cumva o minune a naturii. Inițial este o curiozitate a societății londoneze de la momentul respectiv, pentru că rămâne tânăr, este tot timpul frumos, chiar și la 50-60 de ani este frumos, în timp ce portretul lui îmbătrânește și capătă toate acele trăsături pe care le-ar fi căpătat el în urma acțiunilor lui. Asta până când ajunge să-l înnebunească efectiv toată această schimbare, tot acest schimb, să spunem, tot acest ruletă rusească cu viața pe care o joacă, ajunge să-l înnebunească și își dă seama că, de fapt, dorința asta a lui a fost, de fapt, un blestem. Că el era mult mai chinuit decât dacă semnele bătrâneții ar fi fost pe el efectiv fizic și ar fi rămas portretul intact. Mă rog, și se întâmplă mai multe chestii, se întâmplă ce se întâmplă la final. Dar da, ideea asta de vanitate, de moralitate este dezbătută și chiar și homosexualitatea. Ce mi-a plăcut iarăși, un lucru pe care nu l-am auzit niciodată discutat, este că în cartea asta se dezbate homosexualitatea. Știți că englezii au fost relativ libertini în ceea ce privește homosexualitatea chiar și la 1800, deși și acolo era tabu, adică nu făceai chiar așa pe față, nu spuneai chiar pe față că ești homosexual, dar îmi place că se discută într-un mod relativ direct pe care societatea a ales să-l interpreteze ca fiind prietenie. Dar e de fapt vorba despre homosexualitate. Dacă citiți pasajele inițiale din carte, vă veți da seama despre ce este vorba. Da, și cum ziceam, mi-a plăcut foarte tare portretul Dorian Gray și i-am dat 4 stele. Am reascultat o carte pe care o am ascultat-o și anul trecut, care este de una din autorii mei preferați de cărți pentru copii și adolescenți, evident, Neil Gaiman. Am reascultat Neverwhere, pentru că până la ora actuală, cred că asta și Cartea Cimitirului sunt cărțile mele preferate de la el. Cred că Neverwhere este chiar preferata mea. Am ascultat-o și anul trecut și nu știu, cred că am fost într-o fază din asta, cu toate că mi-a plăcut și am reținut mare parte din carte. Nu știu, stăteam și mă gândeam într-o zi la acțiune, nu știu cum mi-a venit în minte povestea din Neverwhere, mi-a venit în minte și o derulam așa și mi-am dat seama că am pierdut niște elemente. Zic, bă, dar totuși ce s-a întâmplat cu Dor, care a fost chestia, ce s-a întâmplat, pe unde am ajuns și așa mai departe? Și da, în final am zis, hai că o reascult și trebuie neapărat să-mi cumpăr cartea pentru că mi-o doresc foarte tare să o am în bibliotecă. În lumea asta avem două tipuri de Londre, două Londre. Londra normală, obișnuită, Londra oamenilor pe care o știe toată lumea și Londra de dedesubturi, de jos. Londra subterană, să-i spunem așa, care este guvernată și în care sunt foarte multe personaje din astea ciudate. Avem de la tot felul de troli, tot felul de pisici care vorbesc, niște personaje fantastice și se întâmplă tot felul de lucruri fantastice. Avem printre personajele noastre pe Dor, ușă, da, așa o cheamă, este o fetiță care, tehnic vorbind, ar putea să deschidă uși către alte lumi sau către alte dimensiuni și așa mai departe. Și poate să călătorească, cum ar veni, între dimensiuni, între lumi. Și dintr-o întâmplare ajunge în Londra oamenilor normali. Dă peste un tip cât se poate de normal, care o salvează. Și de aici începe întreaga acțiune, fiindcă ea, unu, trebuie să se ducă să înapoi în lumea ei și, în al doilea rând, trebuie să-și găsească protecție. Doar că, venind în lumea oamenilor normali, oamenii cu care a intrat în contact sunt afectați și ajung și ei acolo și nu-și găsesc locul și se întâmplă o grămadă de aventuri în timp ce Dor încearcă să-și găsească protecție, să găsească răspuns pentru motivul pentru care a murit familia ei, fiindcă ea era cam singura din familia ei care a mai rămas, ei toți din familie având această abilitate de a deschide uși, așa, și
Se întâmplă tot felul de lucruri. Avem de la trădare, de la sacrificii făcute de anumite personaje de la care nu te aștepți. Adică e o carte foarte complexă, e o carte mai degrabă pentru adolescenți, n-aș pune-o neapărat pentru copii, pentru că sunt anumite scene care sunt destul de grafice și de violente, dar chiar și așa mie mi-a plăcut foarte tare și îmi place foarte, foarte tare cum scrie Neil Gaiman și, again, toate audiobook-urile lui Neil Gaiman sunt citite de el și sunt absolut fabuloase. Cred că Neverwhere, ba nu, Cartea Cimitirului a fost cartea cu care l-am descoperit, după aia Neverwhere, și sunt fabuloase audiobook-urile și nu pot să zic asta de suficiente ori, pentru că vorbește pe voci, citește pe voci și efectiv e ca la teatru. Deci e ca la teatru și îți citește pe voci și le dă intonații diferite la personaje și te amuză, câteodată râzi în hohote de vocile pe care le face și este fantastic. Plus are accentul ăla atât de frumos englezesc, absolut superb. Apoi, o altă carte pe care am ascultat-o, pe care am găsit-o tot așa pe Voxa, de care știu tot de la Ildico, vedeți, există un refren care continuă aici, este Nemuritoarea din Sena. O carte, un thriller, care de altfel tot așa mi-a plăcut foarte, foarte tare, m-a ținut și asta cu sufletul la gură, deci am avut parte de câteva thrillere, am mers așa într-un crescendo absolut fabulos în noiembrie cu thrillerele și cu Nemuritoarea din Sena am terminat-o în două serii. Că n-am putut să stau pe timpul zilei să o ascult. În două seri am stat așa lipită de telefon și ascultam, pentru că mi-a plăcut foarte tare acțiunea. Despre ce este vorba? O tipă detectiv care ajunge tot așa. N-am înțeles de ce trebuia să-i știu povestea ei personală. Nici în cazul ăsta n-am înțeles care-i treaba cu ea și de ce a trebuit să-i știu povestea ei personală, dar whatever. Ajunge să fie detașată la un departament. Acțiunea se întâmplă în Paris, apropo. Sena, dă, așa, și e refreshing să mai schimb scenariul așa, să mai schimb puțin peisajul. Deci, tipa asta este detectiv, este mutată la un departament care se ocupă cu chestii magice, oculte, ceva așa, cu chestii dubioase, extraterestre, așa. E o chestie, un departament de care nimeni nu mai știe prin Paris, în poliția Parisului. Ea este detașată acolo pentru că făcuse ceva aiurea inițial și ca să se mai potolească lumea și să nu mă tot certe, au mutat-o acolo și dă de un caz relativ dubios. Adică, din Sena este scoasă o tipă care inițial fusese considerată moartă cu vreo 2 ani înainte. Fusese declarată moartă că murise într-un accident de avion și fusese scoasă. Când a fost scoasă epava avionului, fusese identificată și declarată moartă și acum, hops, că apare tipa. Asta răsare din Sena. Și se întâmplă o grămadă de lucruri destul de dubioase. N-aș putea să vă dau mai multe detalii pentru că ar trebui să vă dau spoilere, dar mi-a plăcut foarte tare. Mi-a plăcut acțiunea, mi-a plăcut unde a dus acțiunea, mi-a plăcut cam cum au fost lucrurile interpretate și finalul este unul relativ zdrobitor pentru că nu-i happy deloc. Ceea ce e bine până la urma urmei, că se mai întâmplă lucruri și așa. Adică în viața reală nu s-ar fi întâmplat toate cu happy ending și n-ar fi toate cu happy ending. Și este interesantă, chiar interesantă cartea și dacă vreți un thriller bunicel, vă recomand și pe asta. La Necunoscuta din Sena nu v-am zis, dar i-am dat 5 stele. Apoi, o carte pe care nu am reușit să o termin, pentru că am aproape că m-a enervat din primele pagini și nu știu, poate cândva în viața asta am să-i mai dau vreo șansă, dar pentru moment nu. Este Accidentul. Eu am două aici, două cărți, Accidentul și Orașul cu salcâmi de Mihail Sebastian. Am încercat numai Accidentul. Ce m-a deranjat foarte tare a fost, eu înțeleg, cartea asta a fost scrisă prin 40 și ceva, adică înainte de al doilea război mondial, înainte de venirea comuniștilor la putere în România. Dar ori s-a întâmplat ceva cu cartea între timp, adică a fost reeditată și a fost transpusă într-un limbaj din ăsta comunist, ori societatea la vremea respectivă încă avea limbajul, avea deja limbajul ăla așa, relativ comunist, care a fost este limbajul ăla pe care îl vedeți în filmele din anii 60, așa, filmele românești din anii 60. Și atitudinea aia, nu știu, dacă vă gândiți la liceenii și vă gândiți cum discutau profesorii între ei și, nu știu, e limbajul ăla.
Se întâmplă niște chestii relativ dubioase care la început, adică o tipă cade din tramvai pentru că nu oprea tramvaiul la stația ei și un tip se oferă să o ajute să se ridice și de aici ajung la ea acasă, tamne-samne, ei necunoscându-se, neștiind cine ce e, ajung să se culce o chestie așa dubioasă și nu mi-a plăcut deloc și atmosfera nu mi-a plăcut și nu știu, nu m-a prins deloc și atunci am lăsat-o deoparte cartea asta și am aici niște bunuri. Splendid. Apoi, dragilor, am pentru voi un thriller absolut fantastic. Deci mi-a plăcut la nebunie thrillerul ăsta. Se numește Chiriașa tăcută. Am terminat cartea asta tot așa în două seri și efectiv îmi bubuia inima. Am ascultat-o tot pe Voxa și îmi bubuia inima pentru că abia așteptam să văd ce se întâmplă cu personajul principal și dacă reușește să scape, pentru că ea, tipa asta este, nu i-am reținut numele, care are un nume foarte dificil, dar numele ei dat de către de cel care a răpit-o, nu e atacator, de cel care a răpit-o este de Rachel. Și o să-i zicem Rachel, pentru că pe parcursul cărții ea este cunoscută ca fiind Rachel. Rachel este ținută ostatică, este prizonieră, este răpită de un psihopat, un tip care, teoretic, în societate este un om absolut minunat, are o familie minunată, o soție minunată, este un om din ăsta pe care toată lumea îl iubește, toată lumea îl stimează, pentru că este genul de om care sare și ajută pe toată lumea. Când cineva are nevoie, el este acolo, te ajută. Dacă ai nevoie de ceva, el vine și îți dă. Are o fetiță frumoasă, are o soție frumoasă, până la urmă soția îi moare de cancer. Toată lumea îl iubește și îl stimează și nimeni nu suspectează că, de fapt, el are niște probleme și că el este un criminal în serie. Și culmea ironiei este că pe Rachel o păstrează pe post de jucărie. Și avem de-a face pe tot parcursul cărții ăsteia cu tentativa lui Rachel de a scăpa și cum încearcă, cum plănuiește, pentru că este ținută ostatică de 5 ani. 5 ani în care este violată, este abuzată, este bătută, este ținută legată și sechestrată și așa mai departe. Și printr-o conjunctură de întâmplări ajunge cumva ușor, ușor să capete puțină libertate și mi-a plăcut cel mai tare la cartea asta felul în care este subliniat trăirea asta interior și, sau tumultul ăsta interior al ei care fusese desprinsă total de lumea din afară și ușor, ușor începe să calci așa, să afle lucruri despre lumea din afară, să afle lucruri care s-au întâmplat, să afle cum s-a schimbat lumea în ăștia 5 ani, să prindă iarăși curaj să calce în lumea de afară și până la urma urmei cum ajunge să scape și ce se întâmplă. Și da, mi-a plăcut foarte tare cartea și cel puțin pe partea de trăiri, de sentimente, de îndoieli, de negociere cu ea însăși, este foarte bine scrisă pentru că sunt momente în care are ocazia să scape și nu scapă de frică pentru că o să fie prinsă, că este amenințată și știe ce a pățit și știe că o să o omoare și află că acest tip care a sechestrat-o, el de fapt a mai ucis și alte femei și aflăm și povestea acelor femei, cum ajung povestea lor de la sfârșit, ca să spunem așa, și mi-a plăcut foarte, foarte tare cartea. În primele capitole au fost alternate capitolele între ea și o altă tipă care este o potențială victimă și cu alte victime. Sunt alternate capitolele și fiind audiobook puțin m-a dat peste cap inițial până m-am prins că aolo, stai că aia era o altă victimă, fiindcă murea și după aia venea Rachel și vorbea ea și zic, mă, dar parcă murise, dar nu, era altă victimă și m-a debusolat puțin, dar mi-a plăcut foarte, foarte tare pentru că efectiv ai senzația că ești acolo cu ea și ești și tu sechestrată și simți toate angoasele ei și toate durerile ei și tot chinul la interior al ei, că evident vrea să scape, dar își dă seama că n-are cum, dar mare parte din timp este legată, dar ulterior este obligată să
să ia parte la tot felul de evenimente și e o întreagă nebunie și mi-a plăcut super, super tare. E clar unul din thrillerele mele preferate de anul ăsta. Aproape că îndrăznesc să zic că îmi place mai mult decât Menajera, ceea ce nu credeam că e cazul. Așa, dar da, foarte, foarte bună cartea și vă recomand dacă vă plac thrillerele și este puțin și grafică și s-ar putea ca în anumite momente, nu știu dacă vă afectează lucrurile astea legate de violența domestică sau de abuz, e cu skepsis acolo, s-ar putea să mai bine o săriți, dar în rest e bună carte. Și ultima carte este o carte biografică scrisă de René Roland. René Roland, care a fost declarat de francez, din ce am înțeles eu, un fel de Voltaire al epocii moderne și am ascultat tot pe Voxa Mahatma Gandhi, cartea biografică pe care a scris-o René Roland despre Gandhi, el cunoscându-l de altfel pe Gandhi personal și mi s-a părut foarte interesantă cartea pentru că vine cu multe informații chiar și din interior, ca să spunem așa. Este o carte interesantă și te face cumva să-l descoperi mai amplu pe Gandhi. Ce mi-a plăcut la cartea asta a fost că nu e genul ăla de carte elogiatoare care încearcă să-l scoată erou național pe Gandhi. Bine, eu știam mai mult date, să spunem, tehnice, biografice despre Gandhi, dar tot timpul mi-am dorit să aprofundez, să aflu puțin mai multe despre el. Sunt anumite personaje din astea care pe mine mă fascinează, cum era Gandhi, Mandela și alții, pe care vreau să-i aprofundez puțin, și să citesc mai mult despre ei și să aflu mai mult despre povestea lor decât a făcut X lucru sau a determinat independența Indiei față de Imperiul Britanic sau chestii de genul ăsta, știți, chestii tehnice, să spune. Și foarte interesantă biografia asta, mai ales că René Roland în anumite pasaje chiar explică cum el nu are aceeași viziune ca Gandhi și nu înțelege cum a ajuns la modul ăla de gândire sau de ce a insistat să meargă pe o anumită traiectorie sau de ce s-a opus unor lucruri și așa mai departe. Și foarte interesantă carte și mi s-a părut destul de imparțială. Eu am întotdeauna, în ceea ce privește biografiile și mai ales scrise de alte persoane, am rezervele mele pentru că na. Chiar și cu biografiile scrise de persoane, chiar și cu autobiografiile am rezerve, pentru că întotdeauna biografiile vor să îți picteze personajul într-o anumită culoare, favorabilă sau nefavorabilă în funcție de situație, în funcție de cine scrie cartea respectivă. Dar aici mi s-a părut destul de imparțial și mi s-a părut destul de tehnic, ca să spunem așa, adică n-a fost neapărat un autor care să-l proslăvească pe Gandhi și să-i găsească scuze și să îl aducă printre sfinți, așa. Bine, Gandhi fiind un personaj foarte important în istoria Indiei și a Africii, nu numai Indiei, și un om care la nivel de cultură mondială, din perspectiva mea, pur de om așa banal, și-a adus mult aportul, adică doar exact ce zice Roland la început, doar pentru că noi occidentalii sau Europa de vest, să spunem, Europa occidentală, nu știm îndeajuns de multe lucruri despre Gandhi și despre ce a făcut el și despre sacrificiile lui și despre viața lui și despre cum a militat pentru foarte multe cauze, asta nu înseamnă că îl face mai puțin valoros. Adică doar pentru că occidentalii în general nu-și pun votul de aprobare asupra unui personaj sau asupra unui lucru sau pentru că sunt prea inculți, sunt prea închistați în lumea lor, nu înseamnă că universul se termină acolo unde se termină America și Europa Occidentală, știți? Adică există cultură și există oameni care și-au pus amprenta asupra ceea ce înseamnă întreaga civilizație a omenirii, chiar și în exteriorul nostru. Și e bine să ne mai uităm puțin și în exteriorul nostru. Și în partea asta orientală, India, China, Japonia și așa mai departe, sunt foarte multe personaje de acest tip
care au contribuit masiv la dezvoltarea culturală, dacă nu și socială, a omenirii și poate că ar trebui puțin mai multă atenție și în direcția aia, pentru că, da, avem viziuni diferite și poate culturile noastre se bat cap în cap, dar avem ce învăța, adică avem multe de învățat și ne putem extinde orizonturile foarte mult așa, studiind oamenii ăștia. Bun. Cam astea au fost lecturile mele din octombrie și noiembrie. Spuneți-mi voi ce ați citit, cum v-ați descurcat cu lecturile, cum a fost, sau ce aveți de gând să citiți, că mai avem mai puțin de o lună din anul ăsta și este fabulos. Nu știu ce voi citi în decembrie și nu știu cât timp voi avea să citesc, așa că, da, mă abțin de la face pronosticuri, dar sper ca totuși să mai termin din cărțile pe care le-am început, de că sunt foarte multe. Sunt înfiorător de multe cărți începute și neterminate. Da, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Lăsați-mi un tag din ăla cu cărți, din ăla cu multe cărți, dacă ați ajuns până la final. Vă pup, și ne vedem în clipul de mâine. Ciao!